întâmplă mâine? Ce decizia ați luat? Mâine se va organiza o acțiune de mare amploare cu voluntari organizată de profesioniști de Fundația din Timișoara, dar la care vor participa numeroși voluntari, drone, câini de căutare. Deci o să fie o acțiune de mare amploare. Întâlnirea se va face la ora 9 la stadionul de la Subcetate. Este un regulament care este scris pe blog. Trebuie fiind vorba de atâta lume, de atâția amatori, sunt lucruri care trebuie respectate extrem de strict. Aici e vorba de echipament, e vorba de să se prezinte cu buletinul de identitate, inclusiv sandwich-urile care le aduc trebuie să fie numai în șervețele albe, echipament, pantaloni lungi, geacă, pantofi de sport sau bocanci, deci fără parfumuri pe ei. Și fetele, dacă vin, să aibă părul prins în coadă, să nu stricăm probe în cazul în care le găsim. Cum am zis, va fi de mare amploare, s-ar putea întinde pe câteva zile și îl vom căuta și îl vom găsi. Vi se pare dubios faptul că ați fost sunată, sau mă rog, că ați luat legătura și v-ați ținut atât de mult la telefon? Da, eu atunci, la 1 fără 20, eu am sunat doi dintre angajați și sunat telefonul, dar nu mi-au răspuns și în final am zis, acum o sun și pe ea. Cu toate că eu nu, de când a fost incidentul ăla în august, când fratele lui s-au râncăierat acolo la terenuri și mie mi-a spart timpanul și a doua zi l-au bătut pe fratele meu, l-au băgat în spital, eu de atunci n-am mai luat legătura cu ei, chiar nici n-am mai trecut pe acolo. Și cu ea n-am mai vorbit. Și totuși am sunat-o să văd dacă mai e acolo, că știam că rămâne până mai târziu să facă închiderea la restaurant. Și am întrebat-o dacă mai e la restaurant și a spus că nu e acasă. Zic, am sunat să spun că nu-mi răspunde Zoli și cu Coca și vreau să știu că Abel, zic, nu a venit acasă. Și tot m-a încercat să povestească verzi uscate, nu știu, să povestească, nu mi-am dat seama că nu m-am gândit la cine se gândește la rău. Și atunci am zis, stai puțin că mi se descarcă bateria, mă duc la mami. Și zic, cum, de la ora asta noaptea să te duci la maică ta, dar nu ți-e frică? Nu, că pe aici se plimbă sectoriști din aia de cartier și asta. Dar nu prea mi-a dat mie prea multe de povesti. Stai că mă duc eu la mama, îmi iau încărcătorul și vin și te resun. Și așa au și făcut, după nu știu cât, aproximativ, maxim un sfert de oră, nici atâta poate. M-a sunat și atunci m-a ținut la povești o grămadă de asta, să-mi spună bade, că Abel a plecat în America și a lăsat-o singură, că Adrian a plecat în Belgia și a trebuit să se ocupe de toate plățile și na, cei pe acolo, pe la bază, și că avem o grămadă de datorii și că ea trebuie să se ocupe de toate. Și la un moment dat mi-a zis că dacă vreau să-l trimită pe Adrian să vadă dacă îi ia Bel acolo. Și am zis, cum să-l trimis pe Adrian la ora asta pentru mine? Zic, nu. Și da, el oricum merge, că el se duce să vadă dacă nu hoții, dacă nu sparg pe acolo, să vadă ce și cum. Și iarăși am continuat discuția de că au venit soacră sa cu fratele lui Adrian, cu nevastă sa, că le-a dat o farfurie de ciorbă, că nu știu ce. Și după care îmi spune că o zis Adrian că nu-i nimeni la bază. Pare suspect, dubios faptul că ea a încercat să vă liniștească și după aceea. Tot v-a spus că el ar avea probleme cu cămătar, ba că v-a dat bani împreună, ba că a fost în tot felul de anturaje dubioase. Nu vi se pare suspect că a încercat să distragă atenția de la faptul că el e dispărut și ucis, sau mă rog? Nu. Mie mi s-a părut că ea încearcă să mă facă să zic eu ceva rău, ori de Adrian și de familia lui, ori de Abel.
că la un moment dat zicea, dar toți moldovenii sunt așa, de ce îmi amintesc eu, pentru că vă spun eu, nici nu eram în dispoziția necesară să și nici nu aveam chef de discuții cu ea la ora asta, dar ce mi-amintesc, cu asta au zis, toți moldovenii sunt așa. Și zic, mă, nu știu ce moldoveni ai cunoscut tu, dar Abel, soțul meu și familia și rudele și prietenii pe care știu, zic că mai ardeleni poartă decât și mulți. Și chestie, acum la curtea de apel, el a spus că nu el l-a ucis. Credeți că poate să fie asta adevărul și să fie altcineva? Nu, din... nu cred. Nu putea nimeni, nu acela nu. Așa și după aceea au spus, uite, zice Adrian că nu-i nimeni la acolo, nu-i nimeni acolo. Dar putea să spună, nu-i nimeni acolo sau mașina lui Abel e în parcare, dar Abel nu-i. Atâta m-au specificat, uite, Adrian a spus că nu-i nimeni acolo.